Salutare, dragilor! Numele meu este Ramona, sunt blogger de carte pentru pagina Ramonisme și team leaderul echipei Book Nation, una dintre cele mai mari comunități de carte din România. Am acceptat provocarea celor de la Leda Edge, cărora le mulțumesc extraordinar de mult pentru invitație și chiar o numesc o provocare pentru că eu nu apar destul de mult pe sticlă și nu fac un asemenea tip de recenzii, însă din ce văd începe destul de mult să-mi placă și de ce nu, s-ar putea să revin destul de curând cu acest tip. Încep cu asta provocarea lor, într-un minut sau maxim 3 minute, să vă prezint o carte preferată de la Leda. Este imposibil să vă prezint o carte preferată, pentru că probabil toată colecția lor este cartea mea preferată, dar nu vorbim de asta. Haideți să vă prezint ultima carte preferată de la Leda, pe care am citit-o recent și de care pot spune că m-am îndrăgostit iremediabil. Este vorba despre Audrey Rose. De fapt, m-am îndrăgostit de toată seria, dar haideți să o luăm încetul. Prima carte, până acum, prima carte mi se pare cea mai bună, cea mai potrivită pentru a o da drept exemplu, pentru că, din punctul meu de vedere, conține un personaj feminin extrem de puternic, care nu se lasă mai prejos și care îi place extraordinar de mult să demonstreze de ceea ce este în stare. Audrey Rose este o fată foarte curajoasă, destul de diferită față de restul fetelor din generația ei. Aici vorbim de Londra, secolul XIX, unde majoritatea adolescentelor de 17 ani iubeau balurile rochile și își doreau să fie pețite de către băieți. Audrey nu face acest lucru. Ea este ucenica unchiului ei, acesta fiind doctor de medicină legală, iubește autopsiile și biologia și se implică în ancheta pentru a-l găsi pe Jack Spintecătorul, un criminal care comitea niște crime absolut oribile la acea vreme și care trebuia neapărat prins. De ce mi-a plăcut? Pentru că eu iubesc biologia și aici avem biologie din plin, pentru că mi-a plăcut foarte mult de Audrey și de curajul de care ea dă dovadă și mi-a plăcut foarte mult ideea de emancipare a femeii. În secolul XIX, bărbații credeau că femeia trebuie să zâmbească și să aștepte un soț care să o ia acasă și să trăiască fericiți până la duși bătrâneți. Audrey nu a făcut asta, Audrey nu-i plăcea, se lupta cot la cot cu aceste prejudecăți și din punctul meu de vedere eu cred că a demonstrat cu vârf și îndesat cât de deosebită este și cât de inteligentă este. Vă recomand această lectură, nu trebuie să vă lăsați foarte impresionat de cine știe ce detalii grafice, pentru că nu este atât de greu de digerat. Eu iubesc acest gen și, din punctul meu de vedere, sunt convinsă că o să vă placă foarte mult personajul principal și modul în care Audrey a fost construită. Avem și o relație de iubire foarte drăguță și foarte simpatică. Sunt convinsă că o să vă placă și de Thomas, dar vă las pe voi să-l cunoașteți. Între timp, primul volum a apărut la Leda și vă urez o lectură cât mai frumoasă.